cât de bine te apără cu adevărat statul de mafioși. Da, asta era o chestie pe care, care mie îmi plăcea să o spun mai de mult. Și în general îmi venea în minte atunci când discutam de probleme de genul permisivitatea portului de armă, probleme de genul ceea ce s-a întâmplat la colectiv, că lumea spune că nu, domne, că statul face, drege și te apără. Nu. Ai tu senzația că te apără, ceea ce te apără este legea numerelor mari. În sensul că dacă tu încă nu te-ai întâlnit cu un tâlhar, este din cauza faptului că sunt foarte mulți în România oameni ca tine care nu s-au întâlnit cu un tâlhar. Că ei sunt o minoritate. Ei sunt o minoritate și da, nu poate să se ocupe chiar de toată lumea. Până, Doar statul se ocupă prin taxare acum. Dar, să se strice puțin sănătatea mentală a românului obișnuit, cum s-a întâmplat în pandemie, și, Doamne ferește, ce urmează să vină în următorii ani.